Okay. Așa. Și îți poți așeza picioarele cum îți este ție ușor, cum îți este ție ușor să ții spatele drept. Spatele tău e drept. Lasă umerii relaxați. Palmele tale se așează pe genunchi. Cu degetul mare, degetul arătător, pregătite să se unească. Într-o mudră a deschiderii către lumină, către lumina sinelui tău superior, divin. Așa. Închide ochii, îndreaptă spatele, lasă umerii relaxați, inspiră până în abdomen și pe expir cobor bărbia până în piept. Inspiră rotind capul către dreapta, expiră rotind capul către stânga, până în față. Și continui așa. Inspir liniștea, pacea și focul literei tale de foc. Și pe expir eliberezi tot stresul, nemulțumirile, supărările. Ai făcut un duș cu literele de foc. Acest duș este ca un duș fizic în care speli pielea, așa ți-ai spălat tu aura, ai curățat-o și ai lăsat ca această energie, ca o apă, să te purifice de toate stările de care nu mai ai nevoie. Așa rotești capul și când ai ajuns cu bărbia în piept, inversezi sensul. Inspir pe o parte, expir pe cealaltă. Vom folosi energia focului literelor și o să direcționăm în corp acolo unde avem nevoie pentru a elimina poverile, tensiunile adunate. Și următoarea dată, când bărbia ajunge în piept, ridică capul drept la centru și deschide picioarele. Deschidem ambele picioare larg în lateral. Aici. Inspiră ridicând brațele sus. Când ridici brațele sus, trage de ele sus. Să simți că întinzi coloana. Pe expir, răsucește trunchiul către piciorul stâng și coboară deasupra lui. Te duci cât mai jos. Așa, și vom rămâne aici câteva respirații. Inspir până în abdomen și pe expir împingi tot expirul de desubtul piciorului tău stâng. Acolo simți că se încălzesc țesuturile piciorului stâng. Acele țesuturi au strâns o tensiune în timp. Căutăm să pătrundem în primul strat de tensiuni prin aceste întinderi. Respiră. Și apoi pe expir te duci un strat și mai profund în tensiuni, cobori un pic și mai jos. Simți o întindere și mai mare. Vrei să încălzești următorul strat de desubtul piciorului care conține anumite tensiuni adunate. Tu respiri liniștită, calmă și dai voie ca acele țesuturi să se încălzească, pentru că astfel, prin încălzire, vor elibera ce au adunat acolo. Inspir din nou și pe expir coboră o idee și mai jos. Te duci în trei straturi. Este posibil să simți că poate amorțește piciorul, respiră și lasă-l în stratul în care ai intrat să se relaxeze. Respir și tu relaxat. Și apoi inspir din nou și te ridici. Te ridici, ridici brațele sus, deasupra capului. Când ajungi aici, întinzi bine, către cer, trage totul sus către cer, să simți că întinzi coloana. Pe expir, răsucești deasupra piciorului drept și cobori. Și foarte bine. Inspir până în abdomen și pe expir,
te lași deasupra piciorului tău drept. Simți un prim strat de tensiune adunată acolo. Simți țesuturile. Inspir din nou, te duci încă un strat mai jos. Cobori o idee și mai jos. Respir, inspir și pe expir, parcă duci tot expirul de desubtul piciorului tău drept. Inspir din nou și te mai duci un strat și mai profund, mai cobori o idee, încă un pic, un pic mai jos. Și apoi inspir din nou, simți cum s-a încălzit bine și te ridici, brațele sus. Când ai ajuns aici, întind bine, bine de corp. Apoi relaxezi picioarele. Relaxează picioarele, inspiră și pe expir spune. Pe expir spui un ha lungit ca și când vrei să aburești o oglindă din față. Încă două respirații. Inspir din nou. Și încă una. Foarte bine. Inspir din nou, tragi bine în sus. Și pe expir cobori către față. Te duci în jos. Aici. Rămânem aici trei respirații. Inspir și cobori un pic mai jos. Expir. Spui ha. Următorul inspir, tragi bine aer până în abdomen. Și pe expir spui ha și cobori un pic și mai jos. Simți întinderea de desubtul ambelor picioare. Și ultimul strat, încă unul mai jos, inspir profund și spui un ca și când acest ha scoate toate tensiunile de dedesubtul picioarelor tale, cele pe care le simți când te lași jos. Foarte bine. Inspir din nou, ridici brațele și te ridici la vertical. Aici coborâm brațele în prelungirea umerilor. Degetele 4 le strângi în palmă. Degetul arătător rămâne deschis. Apoi, muți aceste degete în prelungirea umerilor cu brațele și facem cu degetul mare semnul infinitului. Fac semnul infinitului către spate, către față. Fac buclele cu semnul infinitului în lateral. Activez umerii. Tot corpul tău este liniștit, este relaxat. Doar umerii tăi sunt activi. Ei se încălzesc. Încep să emită un foc, o căldură și în același timp o oboseală. Încep să percepi cam ce încărcătură, cam ce tensiuni ai strâns în umeri. Și percepi pe măsură ce îi miști în continuu. Acest infinit pe care îl accesezi cu degetul mare este infinitul, accesul către interiorul tău, profunzimile tale, cele de unde te conectezi cu voința. Activa voința și voința te susține în a continua să miști umerii, chiar dacă ei au devenit foarte grei. Le simți cât de grei, o încărcătură grea în ei. Așa și mai continui încă două respirații. Inspiră profund. Expir, spui. Încă o dată, inspiră profund. Expir. Și simți că-s foarte grei, îi ridici brațele deasupra, nu le lași jos. Vrei să înțelegi ce e acolo, ridici brațele deasupra capului.
așa, și le menții acolo. Și simt cam ce încărcătură ai în umerii tăi. Respir cu această încărcătură. Inspir profund până în abdomen. Expir. Și acum te conectezi cu energia ființelor de lumină. Vizualizează arhanghelii, Mihaelii, Gavril, cum sunt aici cu tine. Și ei vin cu o lumină și te așează această lumină în brațele tale. Și chiar acum brațele tale parcă devin mai ușoare. Umerii tăi devin tot mai ușor. Încep să se elibereze cu lumina pe care tu ai invocat-o de încărcătura lor. Respiri și spui... Inspiră profund. Acest ha parcă vrea să scoată tot ce-ai strâns tu în umerii tăi. Inspiră din nou și pe expiră acum cobori în față. Te duci cu brațele să atingi pământul. Te lași în fața ta, lasă umerii relaxați. Și expiri aici. Simte că toată încărcătura din umerii tăi coboară prin brațe și se scurge parcă în pământ. Arhanghelii Mihail și Gabriel îți purifică umerii uni și simți cât de activați sunt acum umerii tăi. Umerii tăi au strâns tot felul de tensiuni care îți blocau accesul, poate către a trăi sentimente ușoare și a le manifesta prin brațele tale. Chiar acum muncești să te eliberezi de această încărcătură, ca să-ți lași umerii, brațele, pieptul liber. Și respiri profund, inspiri până în abdomen și pe expir spui, căutând cu fiecare ha, parcă să mai reduci din greutatea umerilor tăi. Inspiră profund. Foarte bine. Umerii tăi devin tot mai ușor cu fiecare ha pe care tu le exprimi. Foarte bine. Inspiră și împinge în palmele tale, deși parcă brațele tale au devenit atât de grele acum. Au intrat într-o energie din aceasta de purificare. Împinge în brațele tale ca să cauți să ajungi vertical. Foarte bine. Îndoaie genunchii, lasă-te ușor pe spate, îndoaie genunchii și apoi vii către față, aici. Te așezi în postura mesei, cu genunchii depărtați la nivelul șoldurilor și brațele așezate chiar sub umeri. Inspir și continui lucrarea umerilor și a purificării pieptului. Inspir, deschizi brațul drept către cer, brațul drept ajunge chiar către cer. Așa, privirea ta urmează brațul drept. Rămâi aici închis ochii. Două respirații și spui ha pe fiecare expir. Începe. Simte cum brațul tău drept se ușurează. Inspir din nou. Și pe expir cobor brațul drept până pe pământ. Apoi te duci cu brațul stâng. Inspiri, îl ridici până cât de sus poți tu. Privirea urmărește brațul tău stâng. Rămâi acolo două respirații și pui ha pe expir. Începe. Foarte bine. Inspir din nou. Și pe expir, cobor brațul stâng să fie și el pe pământ. Acum, foarte bine. Arcuiește degetele de la picioare
și ridică genunchii în câinele cu capul jos. Așa. Întinde bine spatele, ducând șoldurile către tavan și către spate. Întinzi bine coloana. Îți așezi umerii astfel încât să stea relaxați. Umerii tind să se crispeze când ne așezăm în această postură. Caută să-i relaxezi. Capul atârnă necontrolat. Rămâi aici două respirații. Pe fiecare expir spui ha. Începem. Foarte bine. Inspiră și începe să pășești cu picioarele până când ajungi cu ele în dreptul palmelor. Când ai ajuns aici, expiri și lași capul să atârne necontrolat. Rămâi aici două respirații spunând ha pe fiecare expir. Foarte bine. La capătul celei de-a doua expirații, inspiră din nou și începe să derulezi vertebră cu vertebră până când ajungi în postură verticală, dreaptă. Foarte bine. Ai ajuns în postura muntelui, una din care simți că tălpile tale sunt bine ancorate în pământ. Ai spatele drept, umerii relaxați și capul deschis ca un munte conectat cu cerul. Depărtează ușor picioarele, astfel încât ele să fie poziționate chiar de dedesubtul șoldurilor. Foarte bine. Închide ochii și rămâi aici două respirații, să observi ce se întâmplă în interiorul tău. Foarte bine. Și apoi inspiră din nou și poziționează-te în fața saltelutei tale. Vom face cu picioarele depărtate o combinație care provine din salutul soarelui. Inspiră, ridică brațe sus, arcuiește spatele, lasă-te cât mai pe spate. Inspiră până în abdomen. Pe expir, cobor până când palmele ating pământ. Te ții bine în palme, inspiri și ridici piciorul drept sus. Foarte bine. Inspiră și pe expir duci piciorul cât mai în spate. Faci un pas mare în spate. Cobori genunchiul drept pe pământ. Și întinzi laba piciorului drept să fie întinsă, să nu fie degetele arcuite. Ai laba piciorului din spate întins. Și apoi te ridici. Brațe sus. Rămâi aici două respirații. Umerii sunt relaxați. Pe fiecare expir spui ha. Începe. Apoi inspiră din nou și pe expir deschide brațele la nivelul umerilor. Un braț în spate, un braț în față. Acolo. Inspiră și lasă brațul din spate să atingă pulpa din spate. Tu te lași pe spate ușor, arcuiești, iar podul palmei tale privește către tine și privirea ta e în el. Capul ușor pe spate și privești în podul palmei. Podul palmei de deasupra. Așa, brațul de deasupra se arcuiește deasupra capului tău și privești în podul palmei de sus.
Inspir și pe expir te lași în față. Ambele palme ating pământul în față. Și te ajuți de șolduri. Deci e o mișcare din șolduri. Mișc șoldurile către spate. Și din această mișcare întind genunchii de aici. Eram aici și mișc șoldurile în spate și întind genunchiul din față. Am piciorul din față complet întins sau aproape complet în funcție de fiecare. Inspir și pe expir mă las deasupra lui. Mă las cu partea mea stângă. Simt cum presezi pe pulpa ta stângă, te lași deasupra ei cu partea stângă a corpului tău. Și această presare îți face ca dedesubtul piciorului stâng să se întindă. Simți acea întindere. Inspir și spui pe expir, ha. Apoi inspir din nou, te susții bine în palme și ajuți, te ajuți de palme ca să îndoi din nou genunchiul din față. Ai, foarte bine. Te susții bine în palme, arcuiești degetele de la piciorul din spate și ridici genunchiul de pe podea. Te susții bine în palme, în piciorul din spate și duci stângul în spate. Acolo. Câinele cu capul în jos, capul atârnă necontrolat. Respire aici. Două respirații cu ha pe expir. Inspir din nou și pe expir cobori încetişor șoldurile către podea. Și în timp ce le cobori, palmele tale se așează. Palmele mai în față, picioarele mai în spate. Te pregătești ca să cobori șoldurile în scândură. Acolo. Inspir în coarda abdomenul și cu abdomenul contractat continui să respiri și în coarda fesierii. Fesierii și abdomenul sunt contractate. Rămânem aici 3 respirații. Pe fiecare expir spui ha. Foarte bine. Inspiră din nou, ridică un pic șoldurile sus și după ce le-ai ridicat sus, coboară genunchii unul câte unul jos. După ce ai coborât genunchii, coboară șezutul pe călcâie și așează-te în balasana, în postura copilului. Rămâi acolo 4 respirații, pe fiecare expir spui ha și te regenerezi complet. La capătul celui de-al patrulea expir, nu mai spui ha, rămâi tot acolo, în postura copilului și fără să mai spui ha, pur și simplu conștientizezi ce se întâmplă în corpul tău. Observi energia din abdomen, energia spatelui, energia picioarelor. Observi ce se întâmplă în interiorul tău. Și în timp ce observi, ești conștientă că dirijacul conștient până în abdomen al inspirului, inspir până în abdomen conștient, expir, retragi. Acest lucru va strânge toată energia generată de tine prin foc, prin acțiune, prin scândură și celelalte posturi, le strângi pe toate în abdomen și abdomenul tău se umple de energie benefică, de vitalitate și de putere de acțiune. Dirijezi toată practica respirația până în abdomen. Inspir pe abdomen, întindând abdomenul,
Expir pe abdomen, retrăgând abdomen. Foarte bine. Încetişor, împingem palme ca să te ridici vertical. Aici. Palmele, așează-le de desubt umerilor, genunchii depărtați la nivelul șoldurilor, arcuiești degetele de la picioare, câinele cu capul în jos, adomucos banasana. Lasă capul relaxat, umerii relaxați. Inspiră și începe să pășești până când ajungi cu picioarele în dreptul palmei. Expiră aici. Inspir din nou și încep să derulez vertebră cu vertebră ca să ajungi vertical. Te poziționezi în fața salteluței de data aceasta pentru partea stângă. Așa. Inspiră, ridicând brațele sus și întinzând abdomenul pe inspir. Arcuiește spatele, lasă-te ușor pe spate. Expiră, coborând brațele, până când atingi pământul. Inspiră și ridică piciorul stâng sus. Foarte bine. Expiri aici și apoi inspir din nou și faci un pas mare, mare către spate. Genunchiul stâng îl așezi pe podea, la piciorului stâng întinsă și te ridici. Brațe sus. Rămâi aici două respirații. Pe expir spunem ha. Începem. Ochii închiși, atenția totală în interior. Foarte bine. Inspiră și lasă brațul stâng să coboare pe pulpa stângă. Brațul de deasupra se așează parcă ca o cupolă deasupra ta și privirea este în căușul palmei de deasupra. Căușul palmei este îndreptat către față, nu este către sus, ci este îndreptat către tine. Acolo. Rămâi aici și respiri. Pui ha pe expir. Inspiră din nou și pe expir, așează palmele ca să atingi podeaua. Foarte bine. Ridică ușor de șolduri și mută șoldurile către spate ca să întinzi piciorul cel din față. Drept. Inspir și pe expir te lași cu partea dreaptă a corpului tău pe partea dreaptă, pe piciorul tău drept. Te lași cât mai jos. Rămâi aici două respirații. Ha pe expir. Simți cum pui presiune pe șoldul tău drept și această presiune întinde șoldul tău drept. Deschide spațiu către eliberarea tensiunilor din șoldul drept și de dedesubtul piciorului drept. Foarte bine. Inspir, împingem palme și muți șoldurile către față ca să aduci din nou genunchii drept în față. Arcuiești degetele de la piciorul din spate, ridică genunchiul stâng de pe podea. Te susții bine în palme, în piciorul stâng și aduci dreptul în spate. Câinele cu capul în jos. Aici, întinzi bine coloana, șoldurile către tavan, capa plână necontrolată. Două respirații cu ha pe expir la fiecare expir. Foarte bine. Pregătești șoldurile să coboare în căldură și pentru a face asta, muți ambele picioare un pic mai în spate, ambele în brațe un pic mai în față.
și cobor șoldurile la nivelul scândurii. Abdomenul îl ții contractat, fesierii contractați. Trei respirații, inhala pe fiecare expir, începe. Privește în jos, în podea. La capătul celui de-al treilea, ha, ridică ușor șoldurile sus. Așa, și apoi cobori un genunchi, celălalt genunchi. Balasana. Cobori în postura copilului, patru respirații cu ha pe expir. Începem. La capătul celui de-al patrulea, ha, rămâi acolo. Nu mai spui ha pe expir, poți să lași buzele să se atingă una de cealaltă, să respiri doar pe nas și să intri în stare de observator interior. Rămâi liniște și observ ce se întâmplă în corpul tău. Cum simți energia interioară? Cum simți focusul interior? Cum îți percepi respirația, dacă este amplă, plănitoare? Cum percepi energia din abdomen, din spate, din zona capului? Și apoi încetişor împingi de palme ca să te ridici. Împingem de palme, ne ridicăm din postura balasana și rămânem cu șezutul pe călcâie. Aici. Foarte bine. Aici, din șezutul pe călcâie, vom face câteva mișcări pentru detensionarea acestei părți de gât, în care au mai apărut, poate, în timpul practicii, anumite tensiuni. Așa, lăsăm palmele să se odihnească pe picioare, inspiră și pe expir lasă bărbia să coboare în piept. Cu bărbia coborâtă în piept, degetele de la mâini se întrepătrund și le așez undeva mai sus de ceafă, pe cap, cam pe la mijlocul, între mai sus de gât, da? Un pic mai sus de gât și un pic mai sus de ceafă. Să simți că tragi de cap în jos și întinzi bine cervicala. Rămâi aici și respiri. Spui ha pe expir. Inspir bine până în abdomen. Număr până la 4 când inspir până în abdomen. Și tot în patru timp expir spunând ha. Dacă simți vreo durere în partea coloanei, să tragi de spate un pic mai drept. Deci spatele trebuie să rămână drept. Așa și întinzi doar zona cervicalei. Încă două respirații. Foarte bine. Inspiră, desprinde brațele, palmele, îndreaptă capul. Expiră aici, apoi inspiră din nou și lași capul în partea cealaltă, în spate. Se duce cât de mult poți tu în spate. Nu lăsa ochii să se ducă peste cap, închide ochii. Și cu ochii închiși,
Respir pe nas. Aici este un pic mai greu să spui ha. Dacă ți este ușor să spui și din această postură ha, atunci spui ha pe expir. Aici continui să spui ha și vizualizezi cum pe fiecare expir acest ha al tău parcă scoate toată tensiunea din spatele gâtului. Încă două respirații. Inspir din nou și ridici capul drept la centru. Inspir și pe expir răsucești capul către dreapta. Cât de în dreapta se poate duce el fără să forțezi. Rămâi aici simțind răsucirea din gâtul tău și respiri aici. Punem 4 respirații cu ha pe expir. Începem. Apoi inspir, revii la centru și pe expir mergi în partea cealaltă, cu privirea în sân. Răsucești cât de mult îți permite, fără să forțezi, și rămâi 4 respirații aici cu ha pe expir. Începem. Inspir din nou și pe expir, revii la centru. O să facem 2 rotiri de cap pentru a elibera orice tensiune a mai fi rămas. Inspir, lasă bărbia să coboare în piept, expir aici. Și apoi inspir din nou, rotești capul către dreapta, expir, rotești către stânga. Și continui așa. Încă 2 rotiri. Capul cât mai greu. Și următoarea dată, când bărbia ajunge în piept, inversez sensul. Inspir către stânga. Expir către dreapta. Și când bărbia ajunge în piept, ridici capul drept din nou. Foarte bine. Acum o să facem o ultimă întindere pe fiecare umăr, în felul următor. Ridică brațul drept sus și îndoie cotul astfel încât ajungi cu palma pe spate. Odată ajuns așa, tragi de cotul drept, de cotul ăsta, tragi cu mâna stângă, îl duci cât mai în spate, aici. Tragi de cât de mult. Observă unde simți o durere dacă există în cot. Observi
și respiri cu toată atenția ta în durerea respectivă până când durerea dispare complet. Inspir lung, expir, spui ha, lung. Și caut cu fiecare expir să te duci atât de adânc în durerea respectivă încât ea se eliberează complet. Foarte bine. Încă 3 respirații care să elibereze orice durere ar mai fi rămasă în umăr. Da, avem această putere vindecătoare cu respirația. Să intrăm cu respirația, adică toată atenția se așează unde respir, unde am durerea și cu fiecare expir vizualizez cum acea durere se disipă. Este puterea vindecătoare a respirației noastre. Foarte bine. Inspiră și pe expir, te eliberează. Lasă brațele ambele, unul pe lângă o parte, cealaltă pe lângă cealaltă parte și observă diferența între umeri. Respiră și observă cum unul din umeri parcă este mult mai ușor. Zici că nici nu îl simți, zici că nici nu mai e acolo. E atât de ușor, e eliberat. Iată, ai duci respirația ta vindecătoare în el. L-ai ajutat să se elibereze de poveri, de tensiuni, de greutățile care rețineau corpul să manifeste prin brațe tot ceea ce trăiești în el. Inspir și pe expir ridică brațul celălalt. Ridicăm brațul celălalt, îndoi cotul, ridic brațul stâng, îndoi cotul și apoi cu dreapta trag de el. Da? Mă aștept așa. Sunt aici. Și trag cât de mult pot eu. Cât de mult trag, astfel încât să-l întind foarte, foarte mult. Rămân acolo, observ durerea unde apare și apoi o respir. Pe fiecare expir spun ha. Și simți cum cu fiecare ha, umărul tău devine tot mai ușor, tot mai eliberat. Respirația ta, concentrarea ta și intenția ta la oaltă au putere vindecătoare asupra corpului tău. Îți eliberezi umerii de orice încărcătură. Foarte bine. Încă o respirație. Inspir din nou și pe expir din nou deschidem ambele brațe și le lăsăm pe lângă corp. Și observăm acum energia din umeri, una care este proaspătă, răcoroasă, ușoară, care dă o stare de relaxare. Cu ochii închiși, observ ce energie este în corpul tău. Așează palmele chiar la începutul picioarelor tale, aici unde sunt încheieturile. Așa, încheieturile picioarelor. Și rămânând cu ele acolo și cu spatele drept, rămâi aici câteva respirații de interiorizare. Respirații, te afli în stare de observator interior. Respiri și pur și simplu observi tot ce e în corpul tău. Thank you.
Observ starea interioară, calitatea ei, te ancorezi în ea, este starea ta specifică atunci când te simți ușoară, eliberată și tu ai fost cea care ai contribuit singură la purificarea ta, ți-ai făcut un duș al aurei, al energiei, ai ordonat-o cu respirația, cu posturile, cu intenția. Și încetişor desprindem palmele, deschidem ochii și căutăm un pahar de apă. Binecuvântăm apa, rotind-o către o sursă de lumină. Rotim în sensul acelor de ceas. Ne uităm la ea cu drag, îi surâdem cu inima, cu ochii. Îi mulțumim. Apă dragă, te iubesc, îți mulțumesc. Te binecuvântez. Ești viață pentru mine. Mă răcorești, îmi dai energie. Mă înveți ce înseamnă să fiu pură și curată. Îți mulțumesc, te iubesc. Și sunt recunoscătoare. Te binecuvântez că ești parte din viața mea. Ești Dumnezeu sub formă de apă. Ești lumină sub forma de apă. Și știu că și eu sunt lumină ca tine. Îți mulțumesc că mi-amintești asta. Te iubesc. Și încetişor bem cu gurițe mici, fără să ne grăbim. Ne binecuvântăm apa. De fapt, ne binecuvântăm ziua și ziua ne merge ca apă. Binecuvântată. La dansul energetic am pregătit un dans pentru a purifica, a continua această lucrare de purificare susținută de luna plină, începută de literele de foc, continuată cu toată practica yoga de eliberare de poveri din umeri și din corp, de tensionarea corpului și o să continuăm la nivel energetic. O să facem un duș în toată aura noastră, care să ne purifice și care apoi să ne încarce cu o lumină deosebită. Pentru asta o să avem nevoie să alegem din două posturi. Dansul pendular, cel pe care îl vom practica, se practică cel mai bine cu având picioarele bine ancorate în pământ. Fie dacă stăm în picioare, avem tălpile bine ancorate, fie dacă stăm așa, avem picioarele care sunt bine ancorate. Dansul pendular este un dans yang cu specificul energiei masculine, adică plin de acțiune, care încarcă această energie a acțiunii pentru a ne purifica chakrele. Este un dans specific plexului solar și se practică pe chakre, adică îl putem practica cu diferite forme, îl putem practica pe chakre. Adina, îți poți tu alege ce variantă dorești, fie în picioare, fie jos. Cred că o să stau în picioare. Așa. Cred că va fi mai ușor în picioare. Bun. Aici. Bun. În picioare avem tălpile bine lipite de podea. Tălpile nu se mișcă de pe podea. Ele sunt aici, bine lipite și depărtate astfel încât să simțim că avem stabilitate.
Putem chiar să îndoim ușor genunchi, astfel încât să ne creăm o stabilitate și mai mare. Dacă la un moment dat dor prea tare pulpele, ne mai îndreptăm. Să nu ne distragem atenția cu durerea din picioare de la dans. Și așezăm palmele la nivelul pieptului. Și de aici, de la nivelul pieptului, închidem ochii. Și simțim cum la nivelul pieptului s-a creat și se creează un spațiu. Este o sferă de lumină cu energia specifică sufletului tău. Începe încetişor să miști palmele de jur împrejurul sferei de lumină. Ca să creezi această sferă de lumină cât de mare o dorești tu. Cât de mare simți tu. Această sferă de lumină este un spațiu creat de tine chiar acum. Conștient. Este un spațiu conștient pe care îl vei folosi pentru a purifica aura, pentru a ordona și pentru a-ți elibera structurile de toate stringurile, conexiunile de care nu mai ai nevoie, cele nebenefice. Palmele tale conturează o sferă de lumină. Și pentru că te afli la nivelul pieptului, pune o întrebare. Ce este cel mai important pentru mine acum? Ceea ce vine ca răspuns, reformulează sub formă de intenție, o intenție pe care o așez ca și obiectiv în acest spațiu dintre palme. Și acest obiectiv va fi încărcat de energia spațiului și vei curăța toată aura ta cu intenția pe care o pui în spațiu acum. Foarte bine. Și încetişor coborâm această sferă de lumină. O ducem la nivelul chakrei rădăcină, primul centru energetic, la nivelul coapselor. Îndoim ușor genunchii să fixăm bine picioarele și vom începe dansul pendular ca un pendul. De la stânga mea la dreapta mea, mă răsucesc. Mă răsucesc în spate maximum cât pot eu. Așa, foarte bine. Și continui cu această răsucire, mișcare care purifică primul centru energetic. Purifici acest prim centru energetic cu energia pusă de intenția în sfera ta de lumină. Continuăm în această pendulare, iar eu voi schimba ușor melodia pentru a o adapta. Punem frecvența 888, una care să ne susțină. Și continuăm cu această pendulare cu noi de purificare. Sfera ta de lumină eliberează toate gândurile, emoțiile, tensiunile asociate cu stresul, cu conflictele, disocierile, tot ce a adus o greutate nebenefică la nivelul chakrei rădăcină este chiar acum purificat cu intenția și sfera ta de lumină. Ești deschisă și lași ca lumina să
sferei tale să elibereze toate vibrațiile asociate cu stresul, supărarea, nemulțumirea. Iar tu simți cum acel spațiu devine tot mai liber, tot mai ușor, tot mai curat. Le mulțumim arhanghelilor Mihail și Gabriel și îi chemăm cu blândețe să vină să transforme tot ce eliberăm, să preia și să transforme în lumină. Răsucești corpul și această răsucire și mișcare cu sfera de lumină te face să te simți tot mai ușoară, ca și cum te dezbraci de o haină veche cu mare ușurință. Este un duș cu lumină, este o curățare și o purificare cu lumină. Și încetişor ridici această pendulare cu sferă cu totul la nivelul creierului abdominal, chakra abdominală, planul relațional. Și brațele tale capătă această lumină a sferei tale de lumină. Ele sunt acum ca două săbii care taie de jur împrejurul tău toate stringurile, toate legăturile cu care, prin care s-au creat, care au trezit în tine și în celălalt stări de nemulțumire, de supărare, de conflict, de ceartă, gânduri sau cuvinte apăsătoare, greoaie, te eliberezi complet de ele. Ai toate legăturile care au încărcătură grea, lăsând ca lumina din tine să se conecteze cu ceilalți spre binele tău și ale celorlalți, cel mai înalt. Ești deschisă către lumină și folosești această lumină pentru a te purifica, pentru a te elibera. Știi că ai această putere interioară să dai putere gândurilor luminoase. Această putere a gândurilor luminoase acționează chiar acum asupra chakrei tale abdominale. Puterea gândurilor tale au creat o energie între palmele tale și această energie te lasă purificată la nivelul chakrei abdominale. Simți spațiul ușor purificat, eliberat. Și încetişor ridici la nivelul plexului solar sfera ta de lumină cu brațele tale luminoase ca două săbii de lumină. Eliberează chakra plexului solar de orice nevoie de control nociv, de orice atașament nebenefic venit din vibrațiile umbrelor. Chiar acum dai toate legăturile create prin control care au avut o încărcătură greoaie, nebenefică. Lași chakra plexului solar liberă, ușoară, încărcată cu o putere luminoasă. Puterea luminii din tine este îndreptată către vocea Dumnezeului tău interior. Puterea ta vine din vocea Dumnezeului tău interior. O voce pe care o simți în inimă, că este ca un adevăr al tău, care te ghidează, te îndrumă și îți lași toată lumina și puterea în voia lui. Și această lăsare, de fapt, te încarcă cu putere și îți dă putere de acțiune. Pui faptele și gândurile tale luminoase în acțiune, în comportament. Și simți chiar acum chakra plexului solar ușoară, eliberată de nevoi de control, de atașamente nebenefice,
deschisă către lumină, către vocea puterii sinelui tău divin. Și încetişor ridici la nivelul pieptului sfera de lumină cu brațe, cu intenția și cu tot acest spațiu deschis de tine, de purificare. Pendulezi și lași ca energia creată de tine să aibă rol de ordonare, de purificare. Îți purifică inima de orice sentiment apăsător, greoi. Lasă inima eliberată. Plămânii tăi se curăță. Zici că îi faci tot mai lucioși. Ei se eliberează de orice tristețe, orice apăsare, orice sentiment care s-a adâncit în corpul tău. Îi dai voie să se elibereze, identificându-te cu cine ești tu în esență. Ești un infinit de posibilități. Și identificarea cu succesul sau cu eșecul ne face să fim atașați sau ne face să trăim sentimente ca apăsătoare, ne eliberăm total, redevenim un infinit de posibilități, cu câmpurile deschise către ghidajul interior al Dumnezeului tău interior, ghidajul de lumină. Pieptul tău devine liber, ușor. Simți că te-ai dezbrăcat de o haină veche. Și încetişor ridică la nivelul gâtului. Pendulezi sfera ta de lumină la nivelul centrului de comunicare mentală. Toate legăturile, stările create printr-o comunicare cu care nu te-ai simțit împăcată, apăsătoare, lasă-le chiar acum, acele stări, cuvinte, să se elibereze din spațiul tău. Faci curățenie și îți rafinezi nivelul de comunicare. Așezi aici o intenție luminoasă de a rafina și de a duce nivelul de comunicare în toate aspectele pe care tu ți le dorești, la un nivel ghidat de lumina sinelui tău superior, de lumina Dumnezeului tău interior. Ești deschisă către lumină și această lumină te ghidează spre a spune cuvinte cu care tu ești împăcată. Și această împăcare, de fapt, îți demonstrează un nivel rafinat de comunicare, un proces permanent la care tu lucrezi. Simți gâtul tot mai eliberat, tot mai curat, tot mai ușor. Parcă și-a ordonat, s-a eliberat de toate stările nebenefice. Încetişor, ridică la nivelul comunicării intuitive, chakra frunții. Și pendulează aici. Parcă ordonezi mintea. Tai acum toate legăturile cu gândurile apăsătoare, greoaie. Unele care simți că te împovărează. Indiferent de unde sunt preluate din conștientul colectiv sau dintr-o interacțiune, dai chiar acum legăturile cu acele gânduri și dai putere mai mare acelor gânduri de lumină, ale vocilor care te îndeamnă spre acțiuni divine, spre acțiuni conectate cu Dumnezeul tău interior. Ești deschis spre a primi pe nivel intuitiv ghidaj și îl primești cu o minte mai ordonată, mai eliberată, purificată, chiar de tine. Mintea ta e mai liberă, mai curată, mai ordonată. Și încetişor ne oprim din pendulat, avem
palmele chiar deasupra capului. Și ne deschidem spre a ne conecta cu o ființă de lumină care ne este nouă dragă. Poate fi cine vrei tu, poate fi Maica Domnului, poate fi Domnul nostru Iisus Hristos, poate fi cine vrei tu. Te conectezi cu o ființă de lumină și lași această ființă de lumină să te așeze în palmele tale chiar acum. O energie divină, benefică, cu care să-ți încarci palmele. Și această energie o cobori în toate structurile tale, încetişor. O cobori pe mușchii pielii capului, pe întreg capul, pe lângă corp, parcă te umpli tu, rămânând deschisă către această ființă de lumină. Îți umpli capul de lumina ei. Și apoi cobori, îți umpli gâtul de lumina ei. Ești ca un vas care s-a purificat, s-a eliberat de toate culorile, stările care erau acolo greoaie și acum te umpli de lumină. Și cobori și umpli gâtul, umeri, pieptul, de o lumină și de straturi strălucitoare, calde și foarte plăcute. Și apoi cobor mai jos. Plexul solar, abdomen, te duci în ritmul tău, îți umpli structurile de lumină în ritmul tău, până la vârfurile degetelor de la picioare. Te umpli complet de lumină. Și după ce ai făcut acest lucru, încetişor, aduci palmele la piept în postură de rugăciune. Lași ca bărbia să atingă vârfurile degetelor de la mână. Și rămâi un pic aici, cu ochii închiși, ca să observi ce simți și să rămâi într-o stare de recunoștință către ființa de lumină care te-a încărcat, către Dumnezeul tău interior, care te-a purificat, către tine, că ți-ai pus o intenție de purificare și te-ai deschis, către lucrarea ta. Emite cu energia recunoștinței către cei dragi. Îi poți vizualiza în fața ta și cum din pieptul tău emani starea aceasta pe care o percepi acum, în pieptul lor, cu voie divină, spre binele cel mai înalt al fiecăruia. Încetişor, ieșim din dans, când ești tu pregătită.